Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Vorbim azi despre secretul peșterii Comorilor. Paradisul se află pe alt sistem solar. Peștera Comorilor, siriac Merat Gazi, arabic Magrat Al-Kanuz, etiopic Balta Mazghebet, uneori denumit simplu Comoara, este un apocrif și pseudo-epigrafic opera care conține diverse narațiuni legate de Biblia creștină. A fost scris în limbajul siriac, aproximativ la sfârșitul secolului al VI-lea sau la începutul secolului al VII-lea. A fost atribuit în mod tradițional lui Efrem al Edesei, decedat la 373, dar analizele științifice moderne au arătat că adevăratul autor a fost o altă persoană care a trăit și în nordul Mesopotamiei, dar mult mai târziu, circa anul 600. Acest text este atribuit lui Efrem Sirul, care s-a născut la Nisibis la scurt timp după 306 după Hristos și a murit în 373. Dar acum se crede că forma sa actuală este din secolul al VI-lea sau mai recentă. Afirmația că Peștera Comorilor a fost scrisă în secolul al IV-lea a fost susținută de conținutul general al lucrării. Acestea reproduc metodele specifice de exegeză ale lui Efrem și oferă multe exemple de metode ale sale în argument religios cu care suntem familiarizați din celelalte scrieri ale sale. Mândria sa în Antichitatea Siriac, limba apare și în această lucrare. Că a fost scris în Mesopotamia de către un sirian nu există nicio îndoială și dacă Efrem nu era autorul original, autorul aparținea școlii din Efrem. Cea mai veche lucrare creștină despre istoria relației lui Dumnezeu cu omul de la Adam până la Hristos e probabil anonima conflictului Adam și al Evei cu Satana, care în forma sa originală e din secolele 5 sau 6 după Hristos. Scriitorul Peșterii Comorilor a împrumutat în mare parte din conflictul lui Adam și al Evei sau a distribuit o sursă comună cu acesta. Peștera Comorilor a fost introdusă în lume de Giuseppe Simone Asemani, autorul catalogelor manuscriselor orientale din Biblioteca Vaticanului pe care le-a tipărit în Biblioteca Orientalis în 4 volume groase folio. În volumul 2, pagina 498, descrie un manuscris siriac care conține o serie de lucrări apocrife și printre acestea se numără și titluri cărora el le spune Spelunca Thesaurorum. El a văzut că manuscrisul conținea istoria 5500 de ani de la creația lui Adam până la nașterea lui Hristos și că se baza pe scripturi. El spune că fabule se găsesc în ea peste tot, mai ales în ceea ce privește pe antediluvienii patriarhi și genealogia lui Hristos și a Maicii sale. El menționează că patriarhul Eutihie descrie de asemenea o peșteră de comori în care aurul, tămâia și smirna au fost așezate și se referă la Portentosa Feminarum Nomina, femeile din ascendența lui Isus. Nu s-a făcut nicio încercare de publicare a textului siriac. De fapt, puțină atenție i-a fost acordată până când August Dillmann a început să studieze conflictul lui Adam și al Evei în legătură cu acesta și apoi a apărut Edwards Yarbüchern cu conținutul unor secțiuni întregi ale cărții Peșterii Comorilor în siriacă și conflictul lui Adam și al Evei în etiopică, arătând că erau identice. Și la scurt timp după aceasta, Dillmann și alții au observat că un manuscris arab în Vatican conținea o versiune a Peșterii Comorilor care fusese clar făcută din siriacă. În 1883, Karl Bezold a publicat o traducere a textului siriac al Peșterii Comorilor, realizat în 3 manuscrise, Die Schatzhöhle, Leipzig, 1883, iar 5 ani mai târziu a publicat textul siriac al acestuia, însoțit de textul versiunii în arabă. Câteva pasaje din Peștera Comorilor se găsesc și în copta Enconium al Mariei Magdalena de Pseudo-Chiril. Din istoria ulterioară a siriacului Peșterii Comorilor se știe puțin. Cunoașterea părților sale a intrat în Armenia la scurt timp după ce a fost scrisă cartea și mai mult, o traducere a acestea a fost făcută în arabă, probabil în secolele 7-8. În legătură cu traducerile în arabă, toate se încheie cu relatarea cruzimilor săvârșite de Arhelau și Slâm după moartea lui Irod. Vezi textului Bezold, pagina 247. Ultimul paragraf al textului arab menționează cei 12 apostoli care au mers împreună cu Hristos și se referă la botezul său de către Ioan Botezătorul și spune că el a trăit pe pământ 33 de ani și apoi s-a înălțat la cer. Astfel, pentru ultimele 26 de pagini ale textului siriac nu există un echivalent în versiunea arabă. Același lucru e valabil în mod substanțial pentru etiopicul conflict al lui Adam și al Evei.
Secțiunea siriacă, pentru care nu există redări în arabă sau etiopică, conține o serie de afirmații adresate fratelui Nemesius al autorului. E posibil, dar puțin probabil, ca acestea să fi fost adăugate operei de către un scriitor ulterior. Deoarece nu se ocupă de chestiuni de genealogie și se ocupă aproape exclusiv de viața și crucificarea lui Iisus Hristos, probabil că nu au reușit să-l intereseze pe traducătorul arab, iar acesta i-a lăsat netraduși, cu excepția cazului în care părțile traducerii originale în arabă au pierit. Că siriacul peșterii Comorilor a fost cunoscut și folosit de Solomon, episcopul lui Perat Maishan al Basra, în 1222, e dovedit de capitolele anterioare ale operei sale Cartea Albinei. El a extras din ea multe dintre legendele primilor patriarhi, deși obiectivul său nu era să scrie un tabel de succesiune genealogică, ci o istorie completă a dispensării creștine în conformitate cu punctele de vedere ale nestorienilor. Cel mai bun manuscris al Peșterii Comorilor, pe care îl avem de la nestorieni, se află la Biblioteca Britanică, de un scrib nestorian în satul Nestorian al Coș, și a fost legat de el într-un volum care include o copie a Cartei Albinei, al cărei autor Solomon a fost episcopul nestorian din Al-Basrah, la începutul secolului al XIII-lea. Autorul documentului Peștera Comorilor a numit opera sa Cartea Ordinii Succesiunii Generațiilor sau Familiilor, familiile fiind cele ale patriarhilor și regii lui Israel și Iuda, iar principalul său obiectiv era să arate cum Hristos a fost descendent de la Adam. El nu a acceptat tabelele genealogice utilizate în mod obișnuit printre colegii săi neînvățați, pentru că era convins că toate tabelele antice de genealogii pe care le avuseseră evrei au fost distruse de foc de către capitanul Nabucodonosor imediat după capturarea Ierusalimului de către babilonieni. Evreii au construit imediat noi tabele de genealogii pe care atât creștinii cât și arabii le considerau fictive. Arabii erau la fel de profund interesați de această chestiune ca și creștinii, pentru că erau descendența lui Avraam și genealogia descendenților din Agar și Ismael au avut cea mai mare importanță în ochii lor și datorită dorinței lor serioase de a deține tabele genealogice corecte ale strămoșilor lor, datorându-le traducerile în arabă ale Peșterii Comorilor. Nubienii și egiptenii erau interesați și de astfel de probleme, pentru că primii erau descendenții legendari al lui Cush, iar cei din urmă descendenții Mizraim, și Șuncă a fost marele strămoș al ambelor națiuni. Este clar că sirienii medievali, arabi, egiptenii și etiopieni au considerat Peștera Comorilor ca o lucrare de autoritate pe genealogiile lor respective. În titlu Peștera Comorilor, care a fost dată Cărții Ordinii Succesiunii Generațiilor, există probabil o dublă aluzie, și anume cartea ca depozit de comori literare și faimoasa peșteră legendară în care Adam și Eva au fost rugați să locuiască de Dumnezeu după expulzarea lor din paradis, despre care se spunea că ar fi conținut aur, tămâie și smirnă și era astfel denumită în mod obișnuit Peștera Comorilor. Siriacul Peșterii Comorilor ne spune foarte puțin despre presupusele atribute fizice ale peșterii, despre care se spune că e situată în partea unui munte sub paradis, și nimic despre modul de viață al lui Adam și al Evei acolo. Dar în cartea lui Adam și Eva, întreaga prima secțiune principală e dedicată detaliilor peșterii fizice. Adam a fost un înger superior căruia Satan trebuia să se închine. Paradisul se află pe alt sistem solar? Literatura biblică e împărțită în patru categorii. Literatura canonică, adică inclusă în Biblie, literatura apocrifă acceptată, care nu e inclusă în Biblie, dar este declarată ca literatură scrisă sub influența Harului Divin, literatura apocrifă eretică, adică neacceptată din cauza abaterilor de la dogmele religioase ale vremii, pseudoepigrafa, antinomul plagiatului, literatura care e pusă pe seama unor autorități altele decât cele care au compus aceste materiale. Acestea pot fi incluse sau nu în Biblie. O mare parte din cărțile Bibliei, Vechiul sau Noul Testament, sunt de acest gen. Termenul apocrif apare în mod obișnuit în contextele religioase creștine referitoare la dezacordurile legate de canonicitatea biblică. Scrierile apocrife sunt o categorie de documente respinse de unii, pe motiv că ar fi pseudoepigrafe sau nedemne să fie numite scripturi, deși, ca și în cazul altor scrieri, se pot face referiri la ele pentru informații utile, ca în cazul cărții pierdute a lui Iașer. În timp ce scrierile acceptate acum de creștini ca scripturi au fost recunoscute ca atare încă de la început de mulți credincioși,
Alcătuirea unui canon uniform, acceptat la nivel general, a fost un proces de secole. Iar sensul termenului canon, precum și acelui apocrif, s-a dezvoltat foarte mult de-a lungul timpului. Procesul a început atunci când credincioșii au recunoscut aceste scrieri ca fiind inspirate de Dumnezeu, din surse cunoscute sau cu un grad mare de credibilitate, și au continuat cu afirmarea oficială a ceea ce fusese stabilit în mare parte prin studiul și dezbaterea scrierilor. Biserica Catolică a venit cu prima definiție dogmatică a întregului său canon în 1546, punând capăt îndoielilor și dezacordurilor cu privire la statutul scrierilor apocrife. Liderul reformei protestante, Martin Luther, la fel ca și părintele Bisericii Catolice Ieronim și alți câțiva, au favorizat canonul masoretic pentru Vechiul Testament, excluzând cărțile apocrife din canonul facultativ al versiunii sale biblice, pentru că le considerau nedemne de a fi numite scripturi, dar a inclus majoritatea scrierilor într-o secțiune separată, după cum menționează Ieronim. Luther nu a inclus cărțile deuterocanonice în Vechiul Testament din Biblia sa, numindu-le apocrife, adică cărți care nu sunt considerate egale cu Sfintele Scripturi, dar sunt utile și bune de citit. Biserica Ortodoxă Răsăritenă acceptă încă alte câteva cărți pe lângă cele care apar în canonul catolic. Termenul de apocrife a fost folosit la început pentru scrierile care aveau un statut secret, deoarece conțineau informații confidențiale considerate prea mistice sau prea sacre pentru a fi descoperite altor persoane în afara celor inițiate. De pildă, discipolii cultului gnostic Prodicus susțineau că dețin cărțile secrete ale lui Zoroaster. În general, termenul s-a bucurat de o mare apreciere din partea gnosticilor, vezi Faptele lui Toma, paginile 10, 27, 44. Sinologul Anna Zeidel numește apocrife textele și chiar obiectele realizate de înțelepții antici chinezi, studiindu-le utilizările din perioada 6 dinastii chineze, între 220 și 589 după Hristos. Aceste artefacte au fost folosite ca simboluri care legitimează și garantează mandatul ceresc al împăratului. Printre acestea se numără talismane, diagrame, scrieri, plăcuțe și registre. Primele obiecte găsite au fost pietre, piese din jad, vase de bronz și arme, dar s-au adăugat apoi talismane și ilustrații considerate a avea funcții magice. Ele datează de la începutul epocii chinezești numită Zhu, 1066-256, înainte de Hristos, însă valoarea lor a fost depășită de textele dinastiei Han, 206 înainte de Hristos până la 220 după Hristos. Majoritatea acestor texte au fost distruse pentru că împărații, în special în timpul dinastiei Han, au adunat aceste obiecte, au interzis deținerea lor și le-au ars aproape pe toate pentru a nu cădea în mâinile rivalilor politici. Acțiunea se potrivește, prin urmare, cu sensul rădăcinii grecești a cuvântului, pentru că aceste texte au fost cu siguranță ascunse pentru a-l proteja pe împărat de provocările aduse statutului său de ales al cerului ca suveran. Cartea Peștera Comorilor este o Biblie apocrifă, deci nu este recunoscută de biserică, scrisă de Efrem Sirianul sau Efrem Sirul în secolul al IV-lea după Hristos. Cu toate acestea, Efrem Sirianul e venerat ca sfânt în întreaga creștinătate, fiind recunoscut ca doctor teolog în Biserica Romano-Catolică. Peștera Comorilor prezintă istoria omului, de la Adam până la Iisus Hristos, prezentând detalii mai multe decât Biblia. Iată ce putem citi în această carte. Și când prințul din ordinul inferior al îngerilor a văzut ce mare slavă i-a fost dată lui Adam, el a fost gelos pe el din acea zi și nu a dorit să-i se închine. Și l-a zis alaiului său, nu-l veți venera și nu-l veți slăvi cu îngerii. Voi trebuie să mă venerați pe mine, pentru că eu sunt focul și spiritul și nu ar trebui să mă închin unui lucru făcut din țărână, oricât de fin ar fi ea. Și meditând la aceste lucruri, rebelul nu a dat ascultare lui Dumnezeu, ci proprii sale voințe, afirmându-și libertatea și despărțindu-se de Dumnezeu. Dar a fost alungat din cer și a căzut alături de alaiul său pe Satana, întrucât s-a depărtat de la calea cea dreaptă, pe Sheda, pentru că a fost aruncat, și pe Daiva, pentru că a pierdut din slava sa. Și iată că din acel moment și până în prezent, el și alaiul au fost deposedați de veșmintele lor, astfel încât ei umblă acum goi, având fețe oribile. Și când Satan a fost aruncat din cer, Adam a fost ridicat pentru a putea urca la paradis într-un car de foc. Iar îngerii au mers înaintea lui cântându-i laude. Și de îndată ce Adam a intrat în paradis, i s-a poruncit să nu mănânce dintr-un anumit copac.
Iată că această versiune a creației diferă puțin față de Geneza din Biblie. În primul rând observăm că Satana era un înger ce aparținea ordinului inferior al îngerilor, ce era doar foc și spirit. El era gelos pe Adam, care aparținea unui ordin superior de îngeri, iar Satana ar fi trebuit să se închine lui Adam. Așadar, Adam, primul om de pe pământ, a fost un înger superior. Apoi, în peștera Comorilor, ni se spune că a fost ridicat în paradis într-un car de foc? Ce înseamnă asta? Că paradisul nu a fost pe pământ, ci undeva deasupra sa, pe o altă planetă sau poate chiar în afara sistemului solar? Iar carul de foc ar putea fi chiar o navă spațială. Și motivul pentru care Adam a fost ridicat în paradis a fost acela de a fi protejat temporar de Satana. Prieteni, dorindu-vă toate cele bune, Cristian Alexandrescu vă spune, ca de obicei, pe curând.